dat am început cu un microfon închis, așa că trebuia să-mi fac mea culpa. Trebuia să vă spun că anticipam acum câteva zile că ar trebui să ne întoarcem la acel proiect mai vechi legat de CEO, adică o nouă entitate economică care să cuprindă un mix de energie. Doar așa funcționând și cel din Uniunea Europeană. Parcă ne-a auzit ministrul de resort, astăzi a venit cu această idee, o declarație în acest sens. O să revenim și noi asupra ei, pentru că această idee este destul de controversată, sunt adversari și cei favorabili unei asemenea idei. Dar pe parcursul, deci stați aproape de noi că vom vorbi și despre acest subiect. Spuneam că la primele ore ale dimineții a căzut, practic, că nu mă aștept să se salveze, deși dosarul e mai vechi, adică nu dosarul, faptele sunt destul de vechi, a căzut Tudor Pendiuc, cel mai vechi primar de municipiu din România. Tudor Pendiuc venea la conducerea primăriei Pitești în 1992 și iată se menținea bine mersi și astăzi și este un primar care a făcut extrem de multe la Pitești. Cei care cunoașteți Piteștiul în ultimii 20 de ani nu prea se compară nici cu Târgu Jiu, nici cu alte orașe din Oltenia. Acolo s-au făcut investiții majore. Se pare că primarul Pendiuc însă a fost prins cu una nefăcută, adică cu vreo șpagă de 1 milion de euro. Procurorii DNA au făcut percheziția astăzi la primăria municipiului Pitești, precum și la domiciliul primarului Tudor Pendiuc într-un dosar de corupție. Potrivit unor surse, primarul Piteștiului este acuzat de luare de mită, cum spuneam, în valoare de 1 milion de euro. Potrivit unui comunicat DNA, dosarul vizează fapte de corupție săvârșite în perioada 2007-2014, deci până la zi. În centrul anchetei se află contractul primăriei cu două firme care asigură transportul de persoane din Pitești, de unde Pendiuc ar fi primit, cum spuneam, 1 milion de euro mită pentru acordarea contractului. Deci Tudor Pendiuc a fost adus la DNA București și de acolo probabil se va lăsa cu un mandat de reținere și toate celelalte, cum ne-a obișnuit DNA-ul. Foarte interesant, nu mă refer la acest dosar, 1 milion de euro, nu știu, nu mi se mai pare mult în condițiile în care am văzut ce șpă se lua un dosarul Microsoft, ca să nu mai vorbim de altă. Însă, trebuie privit, deci vrând nevrând, dacă ești în România, trebuie să te gândești la un alt lucru, să faci legătura dintre Argeș, un județ, totdeauna cu o anumită parte politică, și turul 2. Deci a plecat Constantin Niculescu și acela cu dosare penale, este și arestat din câte știu eu, și iată, acum este decapitat și Tudor Pendiuc. Dar atenție, acest lucru s-a încercat și cu ani în urmă de vechea putere politică și atunci nu s-a reușit mare lucru. Iată că aceste schimbări se fac, clasa politică este schimbată cu vrere sau fără, cu voia sau fără voia ei, prin aceste dosare ale DNA-ului. Deci nu mă îndoiesc, cum spuneam, că acest dosar să aibă ceva în spate, pentru că nu cred eu că năvălesc mascații așa tamne-sam peste oameni, fa percheziții. Deci în momentul când se despune un asemenea lucru din, cum spuneam și aseară, cu siguranță există ceva la dosar. Adică nu cred eu că procurorii DNA se riscă pentru, fără să aibă o bază cât de cât bună. Vreau să vă spun și ați văzut probabil pe celelalte televiziuni naționale, ați văzut declarația a lui Pendiuc în care spune că nu știe de ce este anchetat, declarație luată dimineață. Bănuiesc că știe. Spuneam că vom vorbi și despre Gorj de data aceasta. Avem oameni de afaceri din Gorj trimiși în judecată în dosarul lui Cătălin Voicu. Da, Cătălin Voicu are un dosar. Știți că el e la Mititica, a pus la păstrare pentru vreo 7 ani și acum este trimis în judecată într-un nou dosar. Oamenii de afaceri gorjeni, Dan Radu Floarea și Ion Drumitru Măruță, acționarii Texafetir, poate ați auzit de această firmă, au fost trimiși în judecată de DNA alături de fostul senator Cătălin Voicu și de fostul director general Electrica Nicolae Coroiu, și de fostul director comercial al sucursalei de întreținere și servicii energetice Moldova, Petru Andronache.
Presa de astăzi a publicat fragmente din rechizitoriu. Iată de ce se face vinovată această firmă, că pe noi, până la urmă, asta ne interesează, pentru că e legată de, spuneam, cei doi oameni de afaceri gorjeni. În calitate de director general al SECE Electrica, inculpatul Coroiu Nicolae, în perioada 2004-2005, a dispus funcționarilor din subordine, iar inculpatul Andronache Petru, director comercial SISE Moldova, a acționat în consecință, în vederea efectuării de achiziții publice de echipament individual de protecție și echipament de lucru în valoare totală de 14.750.685 de lei de la SECE Tech Safety, fără a exista necesitatea acestor achiziții la un preț supraevaluat și cu încălcarea prevederilor ordonanței 60 din 2001, cum era pe atunci. S-au încheiat numai puțin de 77 de contracte și facturile au fost achitate în mod nelegal în regim de urgență. Așa că ei vor ajunge, cum spuneam, sunt trimiși în judecată și vom vedea ce se va întâmpla în viitor, dar probabil se va lăsa cu condamnare și aici. Este sechestru asigurator pe bunurile celor 5 inculpați, iar dosarul va fi judecat la tribunalul București. Spuneam că sunt și multe alte știri la această oră, toate legate și de această de aceste probleme. O să mă refer la un caz care a ținut atenția presei toată ziua. De puține minute, Nicușor Constantinescu, baronul de Constanța, i-a fost confirmat mandatul de arestare și a fost dus la arestul poliției din București. Problema care se pune, din ce s-a mai aflat astăzi, este că medicii americani, de fapt, el are, cum spuneam, o boală incurabilă, sau cel puțin așa au arătat medici. S-a dus în Turcia, cei din Turcia i-au pus un diagnostic, i-au spus să se opereze în Statele Unite, a venit, a cerut acordul DNA, a mers și s-a operat în Statele Unite, care i-au recomandat să meargă să-și facă tratamentul radiologic de după în Turcia. De aici a fost găsit de polițiști, care se pare că până atunci nu l-au prea căutat, și a dus în țară mai de nevoie. Problema care se pune este că documentele par ok. Dovadă că americanii au spus, domne, nu-l scoatem din Statele Unite, nu vi-l extrădăm, pentru că omul e bolnav. Ei, în aceste condiții ar trebui să privim și cu suspiciune acest caz, pentru că el trebuie să aibă o explicație. Ferite ar sfântul ca acest om politic să se întâmple ceva cu el, deci, adică să se ducă spre un deces din vina arestului, că din acel moment o asemenea instituție, gen DNA, nu va mai avea niciun fel de autoritate morală să facă aceste lucruri, dacă se ajunge acolo. Pe de altă parte, hai domne să vedem, avem și noi medici, avem toate cea, haideți să-i facem ca să stabilim, bă, e bolnav sau nu, are nevoie sau nu de acest tratament. Că până la urmă dosarele lui Nicușor Constantinescu, multe, toate făcute cam rapid, a spune eu, toate făcute în distanță de un an, doi, sunt unele din prostie făcute. Deci că n-a dat banii pentru cercul militar, nu i-a asigurat o finanțare corespunzătoare. E într-adevăr un dosar de corupție în care e băgat și Radu Mazăre, a dat niște terenuri, 100 de hectare, un prejudiciu destul de mare stabilit la 100 și ceva de milioane de euro. Da, ăla mi se pare un dosar serios. Dar cele pe lângă mi se par mai mult făcute ca să arătăm că ăsta e vinovatul de tot și toate. Și în același timp, cred că a fost și ideea că la cât era baron de Constanța, era atât, știți că l-au prins la un moment dat, dormea la semafor, nu în mașină. Cred că își pierduse total uzul rațiunii, că lui nu-i se poate întâmpla, el domină tot și toate, și a făcut extrem, extrem de multe prostii. Cred că mai degrabă de acolo sunt dosarele, dar nu asta ar fi problema. Deci, această telenovelă Nicușor Constantinescu e de vreo 6 luni, că el 6 luni a fost plecat. Mai durează de câteva luni înainte. Ar trebui să o lămurim, trece un an de zile și noi nu știm dacă chiar e bolnav Nicușor Constantinescu, cât e de bolnav și dacă acest arest
în condițiile care sunt în, să spunem așa, în sistemul penitenciar din România, nu-i fac și mai rău, că vă spuneam, dacă s-ar întâmpla, cât ar fi de vinovat, poate să fie criminal în serie, în momentul când el ar s-a întâmplat să înceteze din viață pe datorită sistemului, din acel moment va fi foarte greu ca autoritățile române să mai poată să aibă o autoritate morală față de ceilalți cetățeni. Bă, ai greșit acolo și de ajuns să greșești odată. Deci de aceea cred că ar fi foarte bine să vedem aceste lucruri, să știm e bolnav sau nu, avem, vă spuneam, personalități recunoscute și în domeniul acela, să ne spună dacă e bolnav sau nu, dacă se recomandă acest tratament. Și până la urmă, dacă îl face, orică îl condamnăm cu o lună, două mai devreme sau o lună, două mai târziu, atât timp cât el e suspendat din funcție și nu mai poate să influențeze aceste lucruri, nu mi se pare deloc o problemă deosebită. Dar asta e doar o părere de pe margine, însă, atenție, cred că ar trebui să vedem lucrurile mai în amănunt, pentru că nu e deloc în regulă ce se întâmplă. Începem sau continuăm și intrăm pe domeniul economic, o veste, eu aș spune, foarte bună. România a cerut aproape 1 miliard de euro de la Comisia Europeană în luna octombrie. Pozdru a rămas pe loc în primele 10 luni ale anului. Faptul că 1 miliard de euro îl decontăm doar într-o lună e foarte bine. Sunt bani europeni care vin și care ne pot ajuta din punct de vedere economic. Până atinge subiectul care spuneam că o să vorbim azi despre el, un subiect care l-am mai abordat legat de CEO, mă întorc puțin la partea juridică și aș vrea să comentăm puțin declarația zilei. Știți, Sorin Ovidiu Vântu, cel care a fost cândva un mare mogul de televiziune, a făcut o sugestie politicienilor astăzi pe blogul propriu. Spunea el, domnilor, investiți în pușcării, investiți în viitorul vostru. Foarte interesant și a spune eu, foarte întemeiat. La cum a luat-o DNA-ul acum, riscăm să avem sute de politicieni după gratii și să știți că nu sunt nevinovați. Deci dacă s-a înțeles altceva, e o altă problemă. Deci eu cred că clasa noastră politică trebuie schimbată în mare parte datorită faptului că este atinsă profund de corupție. Avem suficiente dovezi în această direcție, sunt peste 100 de parlamentari acum cu probleme cu legea și la cât merge tăvălugul ăsta așa de repede, noroc că nu mai durează campania electorală foarte mult, că sigur am mai vedea și alte 10 de oameni politici care ar intra în această oră. Declarația zilei însă e foarte interesantă. Domnilor, investiți în pușcării, investiți în viitorul vostru. Ce să zicem și noi? Dea, domnul! Mergem mai departe și vorbim despre o știre foarte interesantă care se leagă inclusiv de o declarație a guvernului din aceste zile, care ea, în primă fază i s-a dat conotație electorală, dar pe ea a intervenit și Muguri Sărescu, guvernatorul BNR. Domnia sa spune că plata în avans a drepturilor salariare câștigate în instanță ar ajuta bugetul pe 2015. Nu aprofundez această știre, dar știți că guvernul intenționează ca pe acest sfârșit de an și începutul anului viitor să plătească drepturi salariale, mai ales în sistemul bugetar, care s-au câștigat în instanță și sunt eșalonate pe mai mulți ani. Ideea, care pare că ar fi un efort bugetar foarte mare și este un efort bugetar foarte mare, dar din vina altora, după cum știm, are și un mare avantaj. În acest moment, bugetarii au dat în judecată pentru dobânzi. Solicită pe această perioadă de spăgubirile pe perioada când n-au fost plătiți. Și vreau să vă spun că instanțele aprobă și sunt sume foarte mari. Probabil că până se termină aceste procese, sumele s-ar putea dubla. Deci, practic, guvernul, să zicem, la un bugetar, guvernul are să mai dea în mai multe tranșe, în mai mulți ani, undeva la 60 până în 6.000 până în 10.000 de lei, da? Cu dobânzile acestea penalizatoare cu toate celelalte, s-ar putea ca suma să se dubleze. Probabil că aici a gândit-o guvernul ca idee și asta spune și Mugur Sărescu.
Vă promiteam un subiect extrem de controversat, dar anticipat cumva de noi. Și pentru noi, pentru Gorjeni, este foarte important, având în vedere că economic noi depindem de complexul energetic Oltenia, care, paranteză, se pare că în ultimile săptămâni lucrurile încep să meargă mai bine, se apropie iarna, e nevoie din nou de energia termo, mai ales dacă va fi o iarnă mai grea, intrăm tot mai mult în sistemul național și asta se pare că reglează unele lucruri. Dar, trecând peste această paranteză care e doar conjuncturală, nu poți să mergi cu un complex de asemenea dimensiuni, în sensul mergem 2-3 luni când e vara prea cald sau când e iarna prea frig, trebuie găsite soluții. Iată ce spune ministrul delegat pentru energie, a reluat astăzi, ideea controversată, spun ziariștii de la un anumit site, ideea controversată de înființarea unor giganți energetici prin fuziunea companiilor ineficiente, aici ar intra și Hunedoara și Gorjul Nou în concepția ziariștilor, cu cele mai rentabile. Aici aș completa eu, e vorba de energia hidro și nuclear. Mai exact, companiile energetice din zona termo au creat mari probleme din cauza pierderilor pe care le tot înregistrează an de an. Însă niciun guvern nu a avut curajul să ia măsuri drastice care să aducă la eficientizarea lor. Măsuri de reducere a costurilor ar fi însemnat inclusiv disponibilizări în zone în care sunt adevărate bombe sociale. La complexul energetic Hunedoara sunt 7.000 de angajați, iar la complexul energetic Oltenia 19.000. În loc să rezolve această problemă a costurilor uriașe, toate guvernele din 2007 încoace se gândesc să unească aceste companii ineficiente cu cele profitabile. Chiar și actualul ministru al energiei, Răzvan Nicolescu, a reluat această idee controversată, spunea dânsul, susținem reintegrarea companiilor energetice, deci în așa fel încât să existe și energie hidro și energie nucleară care e mai ieftină cu cea pe term. În primul rând, ziariștii, de Hot News e vorba, agenția de știri, ziariștii respectiv nu țin cont de un lucru. Hidroelectrica e în insolvență. Cum a ajuns acolo, cu băieții deștepți, cu fără băieții deștepți, cu ordine de la guvern, fără ordine de la guvern, nu mai discutăm. Deci, atenție, suntem în fața unei companii care este în insolvență. Și a doua oară în insolvență. Cât despre această activitate socotită ineficientă, da, o cred și eu. Deci gândiți-vă că, apropo de prețuri, cred că Hunedoara produce la acest moment megawattul de energie electrică cu 270 de lei. Enorm, în comparație, de exemplu, cu Gorjul, care produce undeva 180-190 de lei megawattul și, bineînțeles, în comparație cu energia hidro, care e vreo 130 de lei megawattul și energia atomoelectrică undeva spre 150, poate chiar mai ieftin. Dar, de aici, până a nu vedea pădurea din cauza copacului sau a nu vedea copacul din cauza pădurii, este altă problemă. Și anume, avem nevoie și de una și de alta. Și vă spun de ce. Cum spuneam, e vară, foarte cald. Lacurile seacă, energia pe hidro începe să coboare vertiginos. Nucleară electrică poate avea o problemă tot de acest gen. S-a văzut în fiecare vară. În acest moment intervine foarte mult partea termo, pentru care nu e influențată foarte mult nici de secetă, nici de frig sau o iarnă grea. Dacă n-am avea aceste capacități, pentru că dacă o luăm strict pe raport economic, ar trebui să închidem totul și să mergem doar pe hidrogen, că e cea mai ieftină. Nu avem încă capacitatea suficientă, dar dacă facem o aberație gen complexul Tarnița de care mai vorbeam, o să ne trezim că nu mai închidem, să zicem, tot mineritul de pe Valea Jiului, pornind de la Hunedoara și terminând cu Gorjul. Dar vine iarnă. Iarnă foarte grea. La acel moment lacurile îngheață, apa îngheață și n-avem pe hidro, atomoelectrica poate da, dar nu are decât un segment redus din piață. Și cu ce suplinim? Importăm energie electrică? La unele capete pătrate probabil se va întâmpla și acest lucru. Deci, ce vreau să spun? Că acest viitor al companiilor, în care să avem și hidro când e mai ieftină și termo, ar fi trebuit deja făcut. Și cred că așa a și fost ideea complexului energetic.
Cine s-a opus la acest lucru? Bineînțeles, am mai amintit noi de la acest microfon, e vorba de fondul proprietatea. Dar rămâne de discutat pe cine reprezintă, pentru că eu rămân la părerea că asta e viabilitatea sistemului economic de energie și ne asigură și independența energetică. Dacă se dorește ca România să fie independentă energetic. Pentru că avem noi acum această energie regenerabilă și o capacitate imensă pusă și încă se mai construiesc. Dar sunt sezoniere. Dacă sunt nori, dacă nu bate vântul, se întâmplă lucruri. În sensul că nu te poți baza pe acest zi și încă nu s-a descoperit ideea de a conserva această energie electrică suficient de mult încât să nu avem o problemă din acest punct de vedere. De-aia trebuie, cum spunea un invitat al nostru aseară, să livrăm sistemului național chiar și cu un leu megavatul, chiar dacă noi îl producem la 180-190, cum am vorbit. Spun ziariștii de la Hot News că niciun guvern nu a dorit să înțeleagă faptul că atât complexul energetic Hunedoara, cât și complexul energetic Oltenia nu mai pot să funcționeze în condițiile actuale și că trebuie să se reorganizeze în vederea reducerii costurilor. În loc să treacă la un program de reducere a costurilor, Oltenia și Hunedoara au tot primit facilități de la guvern, având acces garantat și prioritar în sistemul energetic. E o prostie. Nu au. De fapt, asta și cer liderii de sindicat, conducerea complexului, oamenii politici de la Gorj. Pentru că e nevoie de aceasta în sistem. Și atunci trebuie cumva, și este chiar o hotărâre de guvern, din câte știu eu, în vigoare, ar trebui să lași un minim de funcționare ca să putem fi siguri că acest complex rezistă. Dar știți cum e. Nu știm cine finanțează apariția unor asemenea materiale. E foarte posibil ca cei care scriu aia să fie plătiți de partea cealaltă care să aibă un dublu scop. Ori un scop mare, acela de a sabota capacitatea energetică a României, sau un scop mai mic, poate cineva este interesat să cumpere pe mai nimic, să zicem, complexul energetic Oltenia și de asta așa se coboară prețul. Pentru că vreau să vă știți că complexul energetic va trebui să iasă pe bursă anul viitor cu cel puțin 15% din acțiuni și nu uitați că aceasta deja a fost amânată de 2 ori. Poate că și asta ar fi un substrat. Atenție, Gorjul nu mai primește nici subvenții. Ba din contră, este blocat, avem circa 9.000 de miliarde blocate unde? La RAN, la Olchim și Govora și celelalte și unde am mai dat noi prin alte părți din țară. Aia nu-i din vina neapărat a noastră, ci e din vina guvernului. Guvernul ar trebui să rezolve această situație, indiferent de ce culoare are el. Știți că Constantin Niță, fostul ministru delegat pentru energie, actualul ministru al economiei, avea ideea spargerii hidroelectrică în 2-3 societăți pe care să le unească apoi cu unități termo. Pentru 2-3 companii puternice. Ideea a fost abandonată prin 2012-2013, cred, dar acum iată că ne întoarcem spre o asemenea soluție și părerea mea este că ar trebui să o facem, pentru că altfel, la un moment dat, având în vedere că trebuie să îndeplinim niște condiții de mediu care consumă foarte mulți bani, vom avea o problemă de acest gen. Trebuie să mai spunem că acest complex, cum spuneam, are, deci complexul Oltenia are și o pierdere din exploatare. Aici e toată problema și aici ar trebui să fie, deci datorii, alte probleme, dar exploatarea ar trebui să fie pe plus. Ori cel puțin din situațiile acelea care au ajuns în media, cum au ajuns, dacă e legal sau nu, de-aia sunt de pe site-ul proprietatea, se spunea ceva de acest gen, în sensul că se pierde din exploatare, deci activitatea este efectiv ineficientă și în mineritul din Gorj. Asta trebuie să o rezolve managerii privați sau de stat, cum sunt ei, politici sau nepolitici. Ce mai spunea, apropo de, mi-aduc aminte de un articol mai vechi apărut tot în acest stil
care spunea despre conducerea CEO Oltenia că, ajutată din când în când de sindicate, contactează deseori autoritățile pentru a convinge miniștrii și premierul că societatea are nevoie de ajutor. Argumentul suprem, societatea este o adevărată bombă socială și își poate permite și de asta e nevoie de a o ajuta. Vă spun eu, este o bombă socială, dar atenție, principala problemă, părerea mea, nu este partea de bombă socială, ci aceea, deși aceea e foarte importantă, faptul că toată economia Gorjului și chiar a Olteniei gravitează în jurul complexului. Dacă închidem complexul sau reducem activitatea, cu siguranță se reduce totul pe orizontal. Din ce am văzut, însă, ideea celor din complex este să-și asigure toate în interior, chiar cu acea investiție, se vorbește de investiție din Polonia, care practic ar scoate din joc unii prestatori din Gorj. Din punct de vedere economic, pentru complex poate este bine, din punct de vedere pentru gorjeni, pentru celelalte unități economice, nu știu cât este, nu știu cât este de bine. Trebuie mai spus ceva. Complexul energetic Oltenia a fost prima companie din domeniul energiei supusă prevederilor Ordonanței 109 pe 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, fiind administrată în sistem dualist prin directorat și Consiliul de Supraveghere. Și știți că avem un manager privat, avem un Consiliu de Supraveghere și avem, bineînțeles, avem și aici au apărut diverse probleme de cât de independenți sunt managerii, cei din Consiliul de Supraveghere și tot la fel. Dar, încă o dată și promis să nu mă refer prea des la complexul energetic Oltenia, că am vorbit foarte mult de el în ultimul timp, dar, cum să spunem, bătem șaua să priceapă iapa, poate că se rezolvă la acest sfârșit de an, în sensul că se vinde mai mult, se face un export spre Serbia, după cum am aflat, și toate celelalte. Însă, aceasta poate fi conjunctural. Deci noi trebuie să ne asigurăm și să facem ceva, nu noi ca persoană, ci noi ca și conducere corporatistă, tot am vorbit de ea, ca acest colos energetic să stea pe propriile picioare pentru cât mai mult timp. Sau există și varianta, poate că unii o să mă înjure, dar nu cred că ar fi o problemă. Din experiența ultimilor 25 de ani, ar trebui să înțelegem un lucru. Dacă am avea o ofertă bună financiară, deci o ofertă scumpă, adică o mare întreprindere, un investitor strategic din altă parte, care vrea să investească la Gorj, la Târgu Jiu, la Rovinari, o sumă mare, uite, poate chiar chinezii ar vrea să cumpere tot complexul energetic Oltenia, cei care vor să facă acel grup la Rovinari. Bun, cred că n-ar fi rău ca această privatizare să se facă majoritar. Și știți de ce? Unde s-au dat bani puțini pe active, s-au scos bani mulți prin vinderea la fier vechi, prin scoaterea de pe piață, toate celelalte, vezi, gen Bârsești și toate celelalte. Dar unde s-au dat bani mulți, acele întreprinderi funcționează în continuare. Acele societăți au rămas să funcționeze. Până la urmă, gorjenii sunt interesați de a funcționa și în viitor și a merge bine din această direcție. Trebuie spus, apropo de complexul energetic Oltenia, că este un conglomerat cu probleme diverse. N-ai vrea să fii cumva la conducerea acestui complex în sensul ăsta, poate tot din perspectiva salariului. Spuneam că n-ai vrea să fii la conducerea acestui complex problemele care le ridică din diverse direcții. Apropo de acest lucru și tot am vorbit, știți că de fotbal, de panduri și de ce eu am vorbit cel mai mult în ultimile săptămâni de când această emisiune apare în casele dumneavoastră, un telespectator ne sugerează
să fac, de asocierea între CEO și Pandurii. Echipa se duce la Vale. Ce o să fac? Da, interesantă întrebare. Adică să înțelegem că ambele se duc la Vale? Bun, lăsând gluma la o parte, gluma amară până la urmă, cred că ar trebui redresate amândouă și stă la îndemâna celor aflați în capul trebii să facă acest lucru. Fără politică, fără alte interese, cred că se poate merge, se merge cu amândouă. Nu e normal să fim la retrogradare la fotbal și nu e normal ca acest complex energetic să aibă atât de multe probleme. Mergem mai departe, astăzi abandonăm un asemenea subiect și aș vrea să vorbim puțin despre o altă idee, și anume, chiar dacă suntem în campanie, nu mai vorbim de numele candidaților și nici ce fac ei, se discută foarte mult în aceste zile despre cei care sunt implicați, sunt ieșiți din luptă, dar sunt implicați în continuare pentru susținerea unuia sau altuia dintre candidați. Părerea proprie și personală e că niciunul n-a trebuit să se culce pe laurii, mi-am asigurat că am susținerea nu știu cărui candidat, pentru că vă spun, unii dintre candidați n-au reușit să strângă ca voturi nici măcar lista de susținere. Una din probleme. Iar a doua, mulți au votat că au fost atrași de o idee, dar dacă ar fi fost atrași de un alt candidat sau din ăia calificați, cu siguranță ar fi votat cu el. Așa că nu cred eu că dacă faci asemenea înțelegere, deci lupta se dă. E adevărat că se pare că există favoriți. Iar faptul că nu-i vedem pe cei doi candidați la televizor, din perspectiva de consumator de televiziune, mi se pare chiar ieșit din comun. Deci să-i vezi, să știi cum gândesc, relaționarea lor. Adică îi vedem cu numai la invitați cu ziariști de casă. Și apropo de această chestie, l-am văzut iar pe maestru Robert Turcescu, care încearcă și va reveni probabil în televiziune, altfel un ziarist bun până la momentul când nu știm ce a fost cu el, ei nu știm nici acum dacă a fost sau nu ofițer acoperit sau ce altceva a fost, dar atât timp cât avem a fost decorat sau ridicat în grad printr-un ordin al MEAPN, bănuim că e la vedere, așa că nu prea văd de ce a trebuit să facă acel scandal. Ce vreau să vă spun apropo de știrile care sunt la această oră, aflăm că sunt multe probleme la acest moment din punct de vedere politic, dar în același timp, apropo de arestări, fica lui Tudor Pendiuc, nu știm cu ce se ocupă, cel puțin nu cred că era o persoană publică până în acest moment, deși arată, dintr-o imagine care o vedem, arată foarte bine. Fica cea mare a lui Tudor Pendiuc, Emma Pendiuc, a fost reținută pentru 24 de ore. Deci dacă s-a început cu fica, bănuim că urmează și tatăl, așa cum anticipam, mai departe. Mergem și peste ocean puțin, pentru că n-am vorbit mai deloc în ultimul timp de ce se întâmplă pe acolo. Și vorbim de un film, și anume, deci un film al lui Gerard Depardieu, celebru francez, a avut un eșec total în Statele Unite. Știți că acolo, în primele zile când se difuzează un film, sunt sute de mii, și nu vorbesc prostii, sunt sute de mii de spectatori. E o rețetă fantastică, dacă în primele zile ai dat lovitura, filmul are succes și apoi va avea succes și pe celelalte piețe. Filmul Victor cu Gerard Depardieu a adunat, atenție, țineți-vă bine, 77 de spectatori în 4 zile de difuzare. Adică putem să numim asta un eșec răsunător. Deci, atenție, cei 77 de telespectatori
au plătit 623 de dolari în total. Acest film, deci acest film se va figura în top 50 al celor mai proaste rezultate constatate vreodată în SUA. În Victor, producție regizată de Philippe Martinez și proiectată la târgul de film de la Cannes în luna mai, Gerard Depardieu interpretează un fost host de opere de artă care anchetează la Moscova moartea fiului său. El este ajutat de fosta soție, rol jucat de Liz Hurley, actriță care nu a mai fost văzută pe marele ecran de aproape 10 ani. Ce se întâmplă de a lua doar atâta? Rămâne să vedem acel film. Cred că puteți să-l căutați deja pe YouTube și pe celelalte canale care se ocupă cu piratarea filmelor, pentru că vreau să vă spun că dacă ați observa, un sfat, avem mall în Târgu Jiu, da? Cei care nu își permit suma aceea care este până în 20 de lei sau cât este un bilet de intrare la cinematograf, pot să dea să găsească pe net filmele respective. Deja premiera în România este astăzi și filmul este deja de o lună, două, trei pe ecrane, chiar cu traducere în limba română, titrare în limba română. Cum se poate acest lucru, cum instituțiile care ar trebui să reacționeze în acest sens nu reacționează, să răspundă cei care ar trebui să o facă, dar nu cred că e în regulă o asemenea chestie. O să vin acum pe un subiect care, cinstit, îl anticipam, deși nu este cel mai plăcut. Știți cum e cu drepturile de televizare la fotbal? Foarte mulți, e vorba de milioane de români, au fost privați din această toamnă de a viziona meciurile din Liga 1, pentru că, conform contractului, acesta a fost câștigat pe 5 ani de două televiziuni de apartament, să le spunem așa, care nu se văd chiar pe la... deși se vedeau mai bine înainte, de vreau să vă spun că toți cabliștii le aveau, dar erau la... se deau general. Aceste televiziuni au încheiat contracte doar cu anumiți difuzori, rămânând ca cea mai mare rețea a rămas în afara acestui lucru. Te-ai fi așteptat, logic, ca telespectatorii să treacă buluc în partea cealaltă, adică să facă cereri, să meargă la alți difuzori și să fie preluați. E, știți ce s-a întâmplat? Aflăm că rețeaua mare, cea care s-a împăunat cu acest contract, e adevărat, nu are la Târgu Jiu, din câte știu, rețea, a câștigat doar 6.900 de clienți la, în trimestrul 3, depășind cu puțin 1.000.000 de clienți în România, în timp ce cealaltă rețea, din ce știu, cealaltă rețea mare, care e prezentată și la Târgu Jiu, are vreo 3 milioane. Dar o să ziceți, bun, poate că gorjenii nu sunt atrași de fotbal. Poate că preferă meciurile internaționale, care sunt difuzate și pe alte rețele. Dar, vă spun din experiență personală de data aceasta, firmele care difuzează meciurile nu sunt în stare să preia abonații. Sunt foarte multe cereri care ar vrea să treacă, dar li se spune clar, nu avem rețea. Se recomandă acele antene parabolice pe care nu le recomandăm nici noi și ca televiziune. Știți că și mulți oameni, tot din cauza asta, ele au acel regim special de a trebui să aibă mai multe receivere, dar problema este alta. Problema e că nu se pot vedea televiziunile locale. Deci din acest punct de vedere înțelegem pe gorjenii care nu merg pe o asemenea idee. Dar dacă tu ai investit o sumă mare, deci e vorba de zeci de milioane de euro ca să iei aceste transmisii, la naiba de ce nu investești ca să preiei, dacă tu nu vinzi drepturile, de ce nu investești ca să preiei abonații respectivi? Dacă dumneavoastră știți de ce nu se întâmplă acest lucru, sau veneai cu o ofertă beton. Plus că și la firma respectivă care a preluat, nu dă la toți meciurile, pentru că ar trebui să se plătească bani în plus. Ori românii noștri, când e să scoată bani din buzunar, chiar dacă nu e vorba de o sumă prea mare, n-o prea fac. Suntem pe final, totuși, de emisiune, dar trebuie să mai vorbim...
trebuie să mai vorbim de câte ceva, și anume, se vorbește la acest, la acest moment că s-ar putea să avem schimbări. Știți, s-a tot vorbit că s-ar putea în 2015 să avem diverse creșteri de taxe, de impozite, nu știu ce. Eu vă spun că deocamdată lucrurile par să se estompeze din acest punct de vedere, și vă spun și de ce. Există un plus de buget care va fi cheltuit încă de la acest sfârșit de an și ați văzut, dacă Muguri Sărescu, cel care în România pe partea economică, eu zic că este singurul care știe ce vorbește și o cam face de 25 de ani bine, eu rămân să merg pe mâna, pe mâna lui Sărescu. În sensul că nu ar fi, nu ar fi deloc o problemă să vedem, să vedem lucruri bune în 2015 și ar fi de dorit chiar acest lucru. Închei cu o singură problemă. Aflăm că în unele localități s-au înregistrat recolte-recolt de voturi pe listele suplimentare și că ar fi vreun milion și ceva de voturi pe liste suplimentare în România. Revin încă o dată, am mai făcut-o și în seriile trecute. Românii noștri nu fac neapărat turism. Asta nu exclud că au fost și cazuri de acest gen. Dar dacă el merge la țară, am văzut un exemplu de prin nu știu ce județ, Sălași, cred, la un sat în care are foarte puțin locuitori, au venit copii, surorii au venit pe la ei, fiind o zi liberă, fiind toate celelalte, și au votat mai mulți decât locuitori. Deci era vorba de 40 și au votat vreo 60 pe lista suplimentară. Mamă, ce caz în România! Deci au fost la țară, au venit la oraș, că au fost liberi, au votat invers, așa e românul. Dar atenție, organele noastre, poliție în special, evidența persoanei, să știți că nu foarte mulți români, și poate sunt milioane, nu locuiesc la adresa din buletin. Încă o dată și-am mai spus această problemă. E o problemă pentru că legislația noastră, ca să-ți faci domiciliul într-un anumit loc, trebuie să te ia în spațiu, trebuie să fie altă chestie. Din acest motiv, românii noștri locuiesc la cucuieții din deal, pe buletin, dar ei stau la Târgu Jiu. De aceea am avut problema aceasta la vot, pentru că e și Gorjul, cum spuneam, pe un loc 13 la nivel de țară. Vom reveni și asupra acestor subiecte și cu alte subiecte interesante la începutul săptămânii viitoare. Mulțumim pentru atenție, la revedere, o seară bună!